Zita, spune-mi tu, cum ți se pare situația în care o fată, din greșeală sau mai știu eu din ce alt motiv, în loc să urce în mașina prietenului ei, urcă într-o altă mașină? Cum reacționează omul acela? Păi depinde care... De exemplu, ție cum ți s-a întâmplat? Că nu degeaba am zis că treaba asta. Nu cred că tot ce discutăm noi înainte de emisiune tu vii și le spui celor de acasă. Dar cum a reacționat omul ăla? S-a speriat de mine, îți dai seama, și eu de el. La ce te mă rogezi, mire preal, mire penea, miștoara cleam tu mensaren. Bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Și eu m-am născut în România. Și eu m-am născut în România, o emisiune în care începe iată cu veselie. Pentru că ne simțim bine, e sâmbătă, e frumos. Oamenii, prietenii sunt cu noi. Sigur, acum la îndemnul nostru sau la îndemnul mai degrabă al tău vor merge și la calculatoare, neapărat pe pagina de Facebook a emisiunii Și eu m-am născut în România. Acolo intrați, da, și ne scrieți mesaje, cum vi se pare emisiunea, ce mai vreți să vedeți în emisiune și multe, multe alte lucruri pe care vreți să ni le spuneți. Stai să traduc. Zi. Amare pral, amare penea, putreno Facebook-o, hai dihănu te ajan ca Marie emisia, hai pene na menge hramos, are na menge scris, are na menge leche, na menge suca mentu me, te dihăn amende, mesaja, janetu meso. De toate pentru toți, dragi prieteni, așadar, haideți să vedem acum care sunt titlurile ediției de astăzi. Evident, te dicas. Săptămâna aceasta ne amintim că data de 16 noiembrie este Ziua Internațională a Toleranței. Tot acum aflăm cum susține UNICEF România participarea tuturor copiilor la educație. Acestea, dar și alte știri, urmăriți la Inforom. La Chestiuni Rome vorbim despre viața și cariera maestrului Ion Albeșteanu. La un ceai cu rom, invitații din platou sunt membrii unei familii exemplu. Despre cine este vorba, stați cu noi și veți afla în câteva momente. Toate acestea le urmăriți astăzi până aproape de ora prânzului, la Național TV. Zita, vreau să până să așadar și așa mai departe, vreau să remarc albastrul care te înconjoară un astăzi. Un albastru infinit. E chiar infinit, da. Albastru. Păi uite, și eu sunt infinită, și Sorin. Rochiță și fustiță. Și nici nu știu cum să-i zic, rochiță sau fustiță sau cum să-i zic. Deci, dragi prieteni, să vă spun adevărul. Sorin, când m-am îmbrăcat, a zis foarte frumoasă rochița, e ceva. Am zis? Într-adevăr, am zis. E gypsy, așa mai stilizat, dar știi, Zita, e prea scurtă. Da, și atunci... Până când să fiu tolerant și să înghit toate lucrurile pe care le... Sorin, trebuie să fii tolerant toată viața, pentru că ăsta e un sentiment pe care trebuie să-l ai în tine și să-l dai și celorlalți. Nu trebuie să-ți pui întrebarea până când, până când, adică până toleranță, când. Toleranță, așa... La infinit, dacă tot vorbim de infinitate. Bun. Și să-ți mai spun ceva. Deci, trebuie să fii tolerant pentru că eu am fustă scurtă. Pentru că dacă ar avea un bărbat fustă scurtă, ar trebui să fii la fel de tolerant. Să și nu să-i mai pune întrebări. Dar bărbații din Scoția, ha? Care au chilturi, ei au fuste scurte. Și atunci, că... Bun, dragi prieteni, despre toleranță și despre ce mai fac vedetele în timpul lor în afara scenei, vom vedea în imaginile următoare. Doar atât să vă spunem. Smiley, care este un artist foarte la modă, foarte plăcut și un artist al momentului, s-a jucat zilele trecute cu copiii din Buhuș. Vrem să vedem imaginile, Sorin. Așadar, toate le vedeți la rubrica noastră Romane Nevimata Info Rom. Dedicat. Raluca Prună, ministrul justiției, s-a declarat îngrijorată cu privire la statutul femeilor rome în relația cu justiția. Declarația a fost făcută recent în cadrul unei conferințe de lansare a proiectului intitulat Just Rom. Atunci când a salutat inițiativa înființării de centre de consiliere și de asistență juridică pentru astfel de grupuri vulnerabile. Conform ministrului justiției, grupurile vulnerabile, cum este de pildă grupul acesta, al femeilor rome, au de multe ori un acces îngrădit la justiție, din cauza unor factori precum o cunoaștere insuficientă a propriilor drepturi, a costurilor pe care accesul la justiție îl presupune, a accesului la informație. Un alt factor de vulnerabilitate care poate îngrădi accesul la justiție este sărăcia. Și este un lucru cunoscut că, din păcate, în România, 78% dintre cetățenii de etnie romă sunt expuși unui risc de sărăcie. Secretarul de stat, Irina Alexe, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a venit în completarea acestei declarații și a afirmat că ministerul se află într-o etapă avansată pentru suplimentarea posturilor de expert, dedicate minorității rome, acolo unde aceste posturi nu există.
Se fac eforturi considerabile pentru a moderniza sistemul de stare civilă și de evidență a persoanei, existând demersuri speciale pentru înregistrarea persoanelor care nu figurează în bazele de date ale instituției, a mai spus Irina Alexe. Oana Țoiu, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, a vorbit despre pașii făcuți în anul 2016 în privința actelor de identitate și de activitatea Comitetului Interministerial pentru Combaterea Violenței în Familie. Oana Țoiu consideră că rezolvarea acestor probleme ține mai degrabă de o abordare integrată, în care să se implice mai multe ministere, instituții și organizații. Proiectul intitulat Just Rom este un program pilot care va fi implementat de Consiliul Europei în țări precum Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia și România, pe o perioadă de 18 luni. Poate unul dintre cele mai frumoase proiecte care a avut în vedere grija pentru viitorul copiilor noștri a venit din partea UNICEF România. De curând, reprezentanții UNICEF au implementat în județul Bacău pachetul de educație inclusivă de calitate, un program care se adresează celor mai vulnerabili copii și celor mai defavorizate școli. Programul își propune să prevină și să diminueze absenteismul și abandonul școlar. Mai mult, intervenția vizează și creșterea rezultatelor învățării și a competențelor dobândite. Acestui demers s-a alăturat și cântărețul Smiley, ambasador UNICEF încă din anul 2013. Prezența artistului printre copii și cadrele didactice de la școala Mihail Andrei din Buhuș a constituit un adevărat prilej de bucurie și voie bună. Bine v-am găsit! Mulțumesc! De ce nu am invitat noi până acum? Să vine! Cine? Mai! Cine? Să vine Mai! Mă, dacă te entuziasm! Smiley a descoperit copii foarte carismatici la clasele pe care le-a vizitat, iar alături de aceștia a desenat, a cântat și a avut parte de multe zâmbete și distracție. Să nu depășești și să nu dai ochii. Să nu dau ochii? Da. Oh! Ana Maria, vino și tu înapoi lângă Smiley. Am pus și ochii. Bianca, ce vin și tu să-l supraveghezi acolo. Bita mea, Cameluța, vin și tu? Cami, hai și tu și supraveghează lucrarea. Vorbim mult, e greu, e grea. Eu credeam că nu o să vă văd niciodată. De ce credeam? Pentru că știam că sunteți la București. Și îi spuneam mamă, du-mă la Vocea României, vreau ca să-i spun lui Smiley că sunt fanul lui numărul 1 și îl iubesc chiar foarte mult. În total, peste 27.000 de copii din județul Bacău beneficiază de sprijin în mod direct. Peste 700 de cadre didactice sunt implicate, iar 5.000 de părinți au beneficiat deja de cursuri de educație parentală. Mai mult, pachetul de educație inclusivă de calitate își propune să încurajeze diversitatea în rândul elevilor, indiferent de gen, etnie, religie, dizabilitate și statut socioeconomic. Pachetul de educație inclusivă de calitate, chiar dacă se adresează în primul rând copiilor vulnerabili, asta înseamnă copiilor din mediul rural, copiilor din familii sărace, din comunitățile de rom și copiilor cu dizabilități, totuși are un acces universal, iar ceea ce facem noi în Buhuș se adresează tuturor copiilor. Și am văzut foarte mult entuziasm și foarte multă bucurie și sper că va fi o zi de care ei să-și amintească cu drag pentru multă vreme de aici încolo. Și am văzut bucurie și pe echipul cadrelor didactice care au participat la o serie de formări pe care UNICEF le-a făcut și am văzut că au înțeles de ce le-am propus să treacă prin acest proces și au văzut cu ochii lor rezultatele. Educație inclusivă de calitate. Poate că lucrurile astea nu vă spun foarte multe, pentru noi înseamnă că și noi n-am uitat ciudat la început. Da. Și am învățat că această educație inclusivă este educația copilului nouă și că în centrul acestei educații trebuie să fie copilul. Și atunci am fost formați noi pe linie de management, dascălii noștri au fost formați în specialitatea lor, apoi au fost educați părinții, lor li s-au făcut, să zicem, educație parentală, alături de colegii mei care s-au implicat în aceste activități și uite așa, s-au întâmplat lucruri minunate
copiii au simțit că lucrurile se schimbă, se modifică și că ceva s-a schimbat în bine. Școala noastră, și noi avem un număr mare de romi la școală, dar școala noastră promovează egalitatea de șanse și non-discriminarea. Ei nu simt că sunt de etnie romă. Prin programul pe care eu l-am desfășurat de educație parentală, care mă bucur că am avut, la care mă bucur că am avut în mare parte părinți de etnie romă, prin intermediul acestui program le-am facilitat oarecum relația, îmbunătățirea relației cu părinții, pentru că părinții nu au avut posibilitatea de a merge la școală și posibilitatea de a avea acces la informație și avea acces la informații de natură educațională care pe ei să-i ajute să-și îmbunătățească relația cu ei înșiși, cu propria familie și cu școala. Pachetul Educație Inclusivă de Calitate este testat în 45 de unități școlare și structuri aferente, inclusiv în grădinițe, cu finanțare din partea granturilor norvegiene, UNICEF și a sectorului privat. La final de zi, așa cum era de așteptat, copiii au fost cei mai triști, pentru că și-ar fi dorit ca vizita lui Smiley să se prelungească la nesfârșit. Ziua Internațională a Toleranței este marcată în fiecare an la data de 16 noiembrie. Sărbătoarea a fost declarată de Organizația Națiunilor Unite în anul 1995 pentru ca oamenii să conștientizeze pericolele intoleranței. Scopul principal este acela de a îndemna omenirea la înțelegere și respect reciproc, dialog și cooperare între culturi, civilizații și popoare, dar și pentru a descuraja atitudinile dominate de ură și violență. Această dată a fost proclamată în anul 1995 în cadrul Conferinței Generale a UNESCO de la Paris, când statele membre UNESCO au adoptat Declarația Principiilor Toleranței. Declarația definește termenul de toleranță ca fiind respectul, acceptarea și aprecierea diversității culturale, a manierelor de exprimare, a calității noastre de ființe umane. Manifestările care au loc anual îi vizează atât pe copii cât și pe adulți, iar educația este mijlocul cel mai eficient pentru prevenirea intoleranței. Educația pentru toleranță trebuie îndreptată și către dezvoltarea capacităților indivizilor de a judeca liber și independent. Nedreptatea, violența, discriminarea și marginalizarea sunt forme ale intoleranței. Toleranța înseamnă, în esență, acceptarea și aprecierea diversității culturale, a formelor de expresie, capacitatea de a recunoaște și de a respecta convingerile altora. Toleranța este respectabilitatea care susține drepturile și libertățile fundamentale ale omului și democrația. Este cel mai puternic fundament pentru pace și reconciliere, asigurând supraviețuirea societăților multietnice și multiculturale. Băieții de la Mahala Raibanda s-au reunit de curând la București atunci când au concertat în spațiul de la Clubul Țăranului Român. Recunoscuți pentru talentul lor de a încinge podelele pe ritmurile stilului deja consacrat Balkan Beat, membrii trupei au promis și de această dată distracție la superlativ și o seară de neuitat. Al câtelea concert? Nici el nu știe. Bună întrebare. Încă n-am făcut un decont sau să pun un kilometraj. Cred că sunt peste, oficial, peste 1000. Oficial. Însă tot timpul ai emoții, tot timpul vrei să vii cu ceva nou la piață, concurența este foarte mare și ești obligat ca artist, dacă te respect, să te reinventezi. Am început la anii 2000, ceva de genul ăsta, ca o trupă underground, undercover, cum vrei să zici tu. Adică eram apreciați numai de ai noștri, de etnia romă. După boom-ul din 2004 cu Mahalajasca Kibori și mai nou solo paratiș și Balkan Reggae,
am început să fim mai apreciați și mai respectați și de ceilalți. Mai este România. Noi am fost pionerii Balcan Popului, da? Și mă mândresc cu asta. Vezi ce frumos sunt și mândru. Concurența este foarte mare, sunt foarte multe trupe care, hai să fiu modest așa, ne-au copiat. Mai nou, am fost la un concert și am auzit mai mult de 80% din programul meu la anumiti artiști. E bine, e de bine, e de bine, e de bine. Încercăm, nu știu cât vom reuși, eu sper, ca și ceilalți colegii mei, că vom încerca să intrăm în, știu, carte de istorie a muzicii rome. Perifuri de trompetă, saxofon, trombon și voci sălbatice, toți cei prezenți la concert au dansat și au fredonat întreaga seară melodiile trupei Mahalarai Banda. De-a lungul timpului, piesele Mahalarai Banda au apărut pe compilații internaționale, iar băieții au cântat în deschiderea concertelor susținute de Lenny Kravitz, Scorpions, Mariah Carey sau Jimmy Cliff. În țară, aceștia au cântat alături de Loredana Groza, Monica Angel sau Valentin Rupiță, iar proiectele de viitor ale trupei nu se termină nici de cum aici. Este un proiect pe care eu îl tot propun și tot zic de vreo 2 ani împreună cu Vali Rupiță și nu numai, aș vrea, bine, acum îmi pun toate ONG-urile țigănești în cap, da? Să creăm un nou imn. Asta ne-am propus de mult. Ne-am propus, dar vezi, timpul nu ne dă voie. Ori suntem plecați, ori suntem la evenimente, ori piața vrea ceva de urgență și uite așa. La Chestiuni Rome aflăm care sunt premiile muzicale obținute de celebrul Ion Albeșteanu atât în țară cât și în străinătate. Rămâneți cu noi, revenim în câteva minute. Premii obținute în țară și în străinătate și nu puține. Recunoaștere în țară și în străinătate și nu puțină. Asta înseamnă o moștenire culturală pe care a lăsat-o în urma sa maestrul Ion Albeșteanu, despre care vom vorbi în rubrica următoare. Urmează așadar Chestiuni Rome dedicate. Despre geniul creator al maestrului Ion Albeșteanu, deopotrivă dirijor, violonist și interpret, credem că s-a scris prea puțin. Este motivul pentru care astăzi facem o incursiune în trecut și deschidem cutia cu amintiri. Am săpat cât am putut de adânc pentru a-l readuce în atenția publicului pe artistul care prin muzica sa înveselea inima și obosea trupul de atâta dans și voie bună. Pentru cei care și-l amintesc cu drag, dar și pentru cei care abia învață despre lăutarii de geniu ai României, Ion Albeșteanu își pregătește încă o dată arcușul viorii pentru un nou recital de succes. Foaie verde, trei spanace, dar din noaptea trei conace. Trei zile pe drum și face pentru mândra care place. La
data de 27 septembrie 1932, la Slobozia, se naște Ion Șerban, cel care peste ani va fi recunoscut de public ca marele artist Ion Albeșteanu. Numele de scenă a fost împrumutat de la comuna ialomițeană Albești, zona în care copilăriseră părinții săi. Povestea de viață a maestrului începe într-o familie numeroasă, fiind al cincilea din cei 7 frați ai săi. A fost un autodidact, a învățat să cânte pe prispă, așa îi plăcea lui să spună. A plecat dintr-o casă săracă, din mijlocul Bărăganului, și a ajuns să concerteze pe cele mai mari scene ale lumii. Tot ce a făcut, toată activitatea lui profesională, toată activitatea muzicală a gravitat în jurul valorii naționale și a tradiției, a valorii tradițiilor românești. La vârsta de 18 ani se căsătorește pentru prima dată, devine tată a 3 copii și la numai 21 de ani, în anul 1953, devine dirijor al orchestrei populare Bărăganul din Slobozia. În 1964, orchestra Bărăganul participă la Festivalul Internațional de Folclor de la Cairo, unde obține premiul întâi și diploma de onoare a primului festival internațional de acest gen. Din ce în ce mai cunoscut, datorită succeselor sale și înregistrărilor de la radio și televiziune, cât și datorită discurilor editate de Electrecord, în 1965, lui Ion Albeșteanu îi se încredințează formarea și conducerea secției de muzică populară a Teatrului de Estradă Ion Vasilescu din București. Este o nouă etapă din cariera maestrului Albeșteanu, iar începutul de drum vine presărat și cu dificultăți. Atunci când am venit în București, tatălui meu îi se spunea țăranul, peiorativ. Ei credeau, muzicanții din București au crezut că altfel îl jignesc, spunându-i țăranul. Dar pentru tată era un titlu de glorie. Era foarte atent la micile detalii. Era un profesionist în tot ceea ce făcea. Spunea că artistul trebuie să fie artist și când merge la piață. Asta era atitudinea lui față de actul artistic. Atunci când se afla pe scena sălii palatului sau atunci când cânta la o nuntă, el aborda actul artistic cu aceeași seriozitate. Pentru el nu exista, în momentul în care cânta, era ca și cum era ultima zi a vieții lui. Parcă se termina pământul, atunci cânta cu toată ardoarea. În anul 1966, Ion Albeșteanu se recăsătorește, soția sa fiind solista de muzică populară, talentata Tița Ștefan din Fierbinți, cu care a cântat mult timp la Slobozia și apoi la București. Este femeia alături de care își va găsi liniștea și echilibrul, mai ales că ceea ce îi unea era imensa dragoste pentru folclorul ialomițean. Mama activa în corul de la Fierbinți, și în cadrul festivalurilor Cântarea României, faza regională, faza județeană, se desfășura întotdeauna la Slobozia și acolo s-au întâlnit. În primul rând a fost o atracție profesională, pentru că au fost colaboratori până la moment și după aceea s-au și plăcut. Părinții mei nu au avut studii academice, nu au fost niște oameni învățat, dar de la ei am învățat foarte mult ce înseamnă bunul simț, educația și corectitudinea față de tine și față de cel din fața ta. În anul 1975 se naște unicul lor fiu, Valentin Albeșteanu. În pofida unei vieți artistice foarte bogate și complexe, viața de familie joacă un rol foarte important pentru Ion Albeșteanu. Am avut o copilărie frumoasă, nu mi-a lipsit absolut nimic. În primul rând am avut dragostea părinților, dar în același timp era și tatăl meu era foarte exigent cu mine. Prea niciodată să nu faci de râs familia. Pentru ei asta era foarte important, percepția, și ei au făcut tot timpul... Au făcut tot ce le-a fost în putință pentru a se integra în societate. Tatăl meu spunea că libertatea fără limite ucide libertatea. Și că libertatea mea ca persoană nu trebuie să îngrădească libertatea celui de lângă mine.
Atunci nu înțelegeam, era mult prea profund pentru mine, dar acum îmi dau seama că atât de multe derapaje se întâmplă în societatea de astăzi, încât uneori cred că acest mod în care am fost educat e un handicap social pentru mine. Avea o vorbă. Spunea că nicăieri în lume greierii nu cântă mai frumos decât în bărăgan. Felul acesta de a gândi și vorbele acestea spun multe despre dragostea părinților mei, a tatălui meu, al mamei mele. Ei au cântat, s-au născut în bărăgan, au cântat acele locuri în toate cântecele mamei mele, se vorbește despre ea, Lomița, despre bărăgan, bărăgan întins ocean. Până în anul 1971, Ion Albeșteanu lucrează în cadrul Filarmonicii George Dima din Brașov, ca dirijor al orchestrei de muzică populară Miorița. Cu formația Poenița câștigă cel mai important trofeu internațional care se acordă în materie de folclor, discul de aur al Academiei Charles Cros, din Franța, la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Toamnă de la Dijon. Presa internațională se află în delir, cronicile străine vorbesc la superlativ despre performanțele maestrului, iar numele României se află pe buzele tuturor. A participat la Dijon, la un festival de folclor, a câștigat discul de aur și premiul Academiei franceze Charles Cros, este echivalentul premiului Oscar în cinematografie, este cea mai înaltă distincție în materie de folclor care se acordă pe plan internațional. Chiar și atunci când a ajuns în vârful carierei, el întotdeauna spunea să nu uităm de unde am plecat, să ne iubim. Îi plăcea foarte mult să meargă la țară, îi plăcea foarte mult să discute cu oamenii satului, îi respecta, era respectat și era foarte popular. O popularitate care s-a văzut mai ales pe scenă, acolo unde a colaborat cu nume mari ale muzicii. Liviu Vasilică, Emilia Bubulac, Gheorghe Roșoga, Mihai Călușaru, Nicolae Rotaru, Ioan State, Polina Manoilă, Mioara Pitulice, Floarea Calotă, Elisabeta Turcu, Maria Cârneci, Maria Ciobanu, Cobzarul Marin Cotoanță, acordeoniștii Marcel Budală, Ghițică Gheorghe, Victor Gore, Mieluță Iordache, Mihalache Andrei, Bebe de la Petre Chioaia. Au urmat ani la fel de buni, între 1972 și 1990, atunci când și-a demonstrat măsura talentului său în Franța, Belgia sau Turcia, și o premieră în Spania și Israel, acolo unde la restaurantul Shalom din Tel Aviv a cântat cu Luigi Ionescu, Doina Badea și Romica Puceanu. De fiecare dată, colaborarea cu maestrul Albeșteanu îmi făcea o deosebită plăcere. Pentru că era o fire caldă, o fire calmă și știa să rezoneze foarte bine cu solistul. Vă dați seama că nu este ușor să fii într-un studio de înregistrări și emoțiile te copleșesc. Exigența noastră a specialiștilor este maximă pentru că o înregistrare pe disc dăinuie în timp. Trebuie să fie la o calitate artistică maximă. Dar maestrul Albeșteanu, prin calmitatea lui, prin buna lui dispoziție, știa să scoată ce este mai bun, mai frumos din interpret. Deci crea o stare, o atmosferă deosebit de plăcută, atât pentru solistul care înregistra, cât și pentru echipa care realiza înregistrarea. Era o concentrare maximă și din partea formației, solistului și, bineînțeles, a echipei care înregistra. Dar cea mai profundă relație de prietenie pe care a dezvoltat-o în timp a fost cu Romica Puceanu. Alături de aceasta a concertat în spectacolele eveniment care au avut loc peste hotare, fără să mai punem la socoteală nenumăratele albume înregistrate la Electrecord.
A fost dirijorul preferat al Romicăi Puceanu. Majoritatea înregistrărilor care s-au făcut la Casa de Discuri Electrecord au fost sub bagheta maestrului. Muzica lăutărească este o muzică extrem de complexă. A fost adeseori comparată cu jazzul pentru că se bazează foarte mult pe improvizație. Romica Puceanu recrea de multe ori piesa muzicală chiar în timpul înregistrării, bineînțeles în cadrul unor tipare tradiționale. Vă dați seama că avea nevoie alături de ea de un maestru care să intuiască foarte bine stilul ei complex de interpretare. Și Ion Albeșteanu făcea acest lucru, reușea să găsească cele mai bune combinații sonore, cele mai frumoase orchestrații, care să confere melodiilor un rafinament, o coloratură aparte. Deci fiecare întâlnire și colaborare dintre Ion Albeșteanu și Romica Puceanu era un act artistic unic. Mi-a furat aleții puicuța, aș da cai și căruța, numai să-i sărut gurița, dragă mea. Chiar dacă a primit nenumărate titluri de glorie, cea mai importantă laudă rămâne aprecierea violonistului Yehudi Menuhin. Aflat la București la începutul anilor 1990, acesta pune bazele unui documentar în memoria profesorului său, George Enescu. Printre mărturii și amintiri dragi, Yehudi Menuhin relatează un moment pe care nu l-a putut uita niciodată, măestria cu care cânta Ion Albeșteanu la una dintre reprezentațiile sale. We'll never forget my amazement at the way he played the violin and the way he made the violin talk and sing and become an instrument of nature and imitate the birds and all the feelings of nostalgia and all the feelings of sadness and infinite aspirations, dreams. It was extraordinary. Anii se scurg mult prea în pripă și imediat după Revoluția din decembrie 1989, maestrul Albeșteanu este nevoit să-și reconfigureze cariera din cauza noului val de muzică ce pătrunde și în spațiul românesc. Maneaua câștigă de acum tot mai mult teren. Ion Albeșteanu caută să rămână fidel muzicii sale. Este momentul când intră în scenă muzicologul Speranța Rădulescu, alături de care începe o activitate artistică intensă. Un reper cronologic este anul 1996, când împreună cu doamna Speranța Rădulescu și Taraful Albeșteanu, tatăl meu a plecat la Paris, a făcut niște înregistrări foarte valoroase, acel disc a apărut, a fost pe lista scurtă de nominalizări pentru, din nou pentru Premiul Academiei Franceze, atunci din păcate l-a ratat, dar vă întreb oare cine dintre marii lăutar român ar fi avut măcar curajul să viseze la o asemenea glorie. Maestrul Albeșteanu și-a trăit viața la intensitate maximă, însă ultimii ani s-au scurs în liniștea casei din Fierbinți, locul pe care l-a păstrat mereu în inima sa. Chiar dacă dorul de muzică îl mistuia, climatul peisajului muzical românesc nu mai era cel de odinioară. Era o suferință aproape fizică. Era ceva ce-l măcina. Nu mai era difuzat pe posturile de televiziune. Pentru un artist asta înseamnă ceva foarte rău. El a trăit o viață foarte frumoasă, o activitate foarte bogată, profesional, dar deja am observat că din anii 90 intrați într-un cont de umbră. A lăsat o muzică extrem de valoroasă, o muzică autentică. A știut de fiecare dată să redea stilul interpretativ al zonei etnofolclorice, așa cum cântau lăutarii de odinioară. De aceea, când îi asculți muzica, ai senzația că asiști la niște imagini vii decupate din lumea satului românesc. În vara anului 1997, maestrul Albeșteanu se stinge din viață, la numai 65 de ani, în comuna Fierbinți.
Coincidență sau nu, în viața maestrului au existat o serie de întâlniri care i-au călăuzit și trasat destinul. Se naște în Ialomița, se îndrăgostește aici, iar în melodiile sale își cântă dorul tot de Ialomița. O întâlnește pe Romica Puceanu, alături de care cunoaște gloria în muzică, iar prietenia din timpul vieții se continuă și dincolo de cele văzute. Așa se face că la doar câțiva pași unul de altul, la cimitirul Izvorul Nou din București, se află mormintele celor doi mari artiști. Doamna Marioana Murărescu spunea într-un necrolog, spunea că odată cu Albășteanu s-a stins acest foc al marilor lăutari de Nioară. Are meritul nu numai că a acompaniat interpreți care au ajuns nume mari, le-a creat acea stare de a iubi cântecul, de a-l înțelege și a-l putea transmite. Flora Calotă cred că recunoaște acest lucru. Nu, Albășteanu nu a acompaniat-o. I-a creat atmosfera de a înțelege cântecul și a-l putea transmite oamenilor la un nivel cu totul deosebit. Acesta este meritul unui mare artist. El s-a grăbit să plece, nu și-a luat rămas bun, ca să ni-l amintim cum era, viu, vesel și cald. Mâinile lui, în acea ultimă călătorie printre noi, cei care ați fost la înmormântare le-ați văzut cum era. Parcă doreau să prindă, ori să alinieze sunetele. Taraful cânta, taraful plângea, lumea toată devenise un râu de lacrimi. Ca să mă salvez atunci, la un moment dat mi-am spus că acolo nu sunt decât punctele dintr-un desfășurător al unui film. Când singurul discurs rostit a făcut lacrimile țândă, am înțeles că ce se petrecea acolo era dureros de adevărat. Despre Ion Albășteanu se pot spune și scrie multe, dar gândul care mângâie cel mai mult este faptul că memoria sa îi este păstrată cu sfințenie de fiul său, cel care i-a urmat pașii în muzică și a studiat vioara, care i-a dăruit doi nepoți frumoși, cel care se îngrijește de continuitatea festivalului Albășteanu și care, prin decența și frumusețea minții sale, îi duce cu onoare numele mai departe. Aici este poate cel mai mare regret al vieții mele, că tatăl meu nu m-a ascultat niciodată cântând pe scenă. Dar poate de undeva de acolo sus, câteodată mă mai ascultă și el și se bucură. Cei cu Rom în această ediție, invitații din platoul emisiunii sunt membrii familiei Ene din Capitală. Ne-au vizitat doi dintre cei șase copii ai familiei, alături de mama acestora, Gabriela Ene, asistent social. Ce povestesc Tabita și Samuel despre familia lor, ce cariere vor să îmbrățișeze tinerii, aflați la Un Ceai cu Rom.
Vreau să beau o cană cu ceai. Ce-mi place când ești tu așa veselă, când e vorba despre ceai. Ceaiul este sănătos, e benefic organismului. Și de data aceasta, iată, te-am invitat, Zita, în acest loc, în acest peisaj, al spațiu al studioului nostru. Mic, ce aici, în spatele canapelei, lângă așa. Foarte drăguț, dar zi ce vrei să zici. Lângă tablouri, da? Să bem împreună un ceai cu rom. Așa, și ce, la ce ne uităm? Ne uităm la oameni frumoși, vorbim despre oameni pur și simplu, fără titluri neapărat importante foarte și așa mai departe, deși sunt oameni care sunt titrați. Vorbim despre o parte dintr-o familie frumoasă, cu o parte din membrii unei familii frumoase. Doamna Gabriela Ene, Tabita și Samuel. Despre ce vorbim, vă lăsăm pe dumneavoastră să descoperiți împreună cu noi la un ceai cu rom. Dedicați! Dragi prieteni, iată-ne la un ceai cu rom. Astăzi am așa o stare mai specială, pentru că vorbesc, sigur, de fiecare dată avem oameni frumoși, oameni capabili, foarte capabili, pentru că încercăm prin oamenii pe care vi-i prezentăm noastră să arătăm că se poate și altfel și știți bine la ce mă refer. Se poate ca romii să fie foarte buni, că acesta este grupul nostru țintă. Romii, încercăm să arătăm lucrurile frumoase din această comunitate, din această etnie care seamănă cu un buchet imens, foarte colorat și cu flori foarte, foarte diverse și frumoase. Dar astăzi am așa o stare mai... un soi de voioșie interioară, să o numesc așa, pentru că vorbesc într-adevăr cu niște oameni speciali. Vorbim despre familie, familia romă integrată în societatea românească. Vedem, știu și eu, legătura dintre tradiție și modernitate. Vorbim multe aspecte cu o parte dintr-o familie frumoasă, căci înțeleg că sunteți mai mulți, nu înțeleg, chiar știu. Și începem cu matroana familiei, cu doamna Gabriela Ene, sărut mâinile. Doamna Gabriela Ene, consilier asistent social pe problemele romilor la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Mișto a venit la mare emisie. Mișto la cântul meu. Pentru că sunteți și vorbitori de limba romanii. Doamna Ene a venit însoțită de două personalități. Dați-mi voie să-i numesc așa pe cei doi copii, Tabita și Samuel. Bine ați venit! Tabita și Samuel, doi copii frumoși pe care îi cunosc de multă vreme și pe care mă bucur să-i revăd aici în acest platou. Înainte de a începe discuția noastră așa de sfârșit de săptămână, o să le propun prietenilor noștri și dumneavoastră, desigur, să urmărim, dragi prieteni, un scurt material înregistrat, după care revenim în studio. Am cunoscut-o într-o zi ploioasă de primăvară. Nu bănuiam nicio clipă că un chip atât de luminos poate ascunde trăiri atât de intense, frustrări și renunțări, amintiri dureroase și revoltă. Tabita Ene are 17 ani și, de când se știe, a fost altfel. A căutat mereu să își depășească limitele. Până aici nimic special în comparație cu adolescenții de vârsta ei. Ce anume o face însă să se deosebească de ceilalți tineri? Pasiunea pentru canotaj. Mă numesc Ene Tabita, sunt o persoană de etnie romă, sunt elevă în clasa 11 la Colegiul Național Aurel Vlaicu, profilul filologie. Când am ajuns la canotaj și am văzut de fapt ce înseamnă canotajul și am ieșit prima oară pe parcă, m-am îndrăgostit efectiv de acest sport și de atunci am spus că n-ar mai vrea să mai las de canotaj. De fiecare dată când vin la antrenament din condorință și îmi crește inima de bucurie când vin la antrenament sau când ies pe barcă, chiar dacă sunt supărată de multe ori sau sunt fericită, pe barcă mă liniștesc, îmi place foarte mult. Aș putea să renunț la multe chestii pentru canotaj, n-aș putea să mă las de el. Îmi place foarte mult ceea ce fac. Pe viitor aș vrea să fiu și un arbitru de canotaj. De canotaj s-a apucat întâmplător, dar s-a îndrăgostit iremediabil. Practică acest sport de aproape 5 ani, din iulie 2011, după ce o bună prietenă canotoare a îndrumat-o să o însoțească la un antrenament.
Tabita face parte din secția de canotaj a clubului nostru de aproximativ 5 ani. Ea a fost adusă de o altă sportivă care s-a aflat la momentul respectiv în secția noastră cu dorința de a practica canotajul. Bineînțeles, când a venit la început, nu știa despre ce este vorba canotajul. Dar încet, încet a atras-o această mișcare sportivă și își desfășoară activitatea și în prezent. În mai puțin de două luni va începe campionatul național de canotaj. Prin urmare, cei din echipa în care activează Tabita se pregătesc intens pentru acest lucru. Au participat și în alți ani, dar vor să facă istorie și de această dată. Noi ne aflăm în perioada de pregătitoare. Urmează imediat după ce termină copiii tezele din această lună, perioada competițională în care ei se pregătesc în vederea participării la campionatul național școlar, campionatul național de juniori 1 și 2, care se desfășoară la începutul lunii iulie la Iași. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa Tabitei. Este mândru că are în persoana ei un ajutor de nădejde. Mai mult decât atât, are mare încredere în rezultatele pe care le va obține la campionatul din această vară. Încă de la început, ea căuta să se autodepășească prin pregătirea care a făcut-o. La început a fost destul dificil, a învins greutățile, nu s-a demobilizat, mai mult s-a mobilizat și mai mult și s-a autodepășit, astfel încât anul trecut la Campionatul Național pe ergometru a câștigat Cupa României împreună cu altă fată într-o echipă de dublu și cu aceeași fată au făcut pereche la Campionatul Național de Juniori de la Iași, unde a obținut două locuri întâi, iar la Campionatul Național Școlar un loc 2 și un loc 3. Acestea au fost performanțele ei după o muncă de 3-4 ani asiduă, cu renunțări, cu frustrări, cu emoții și bucurii și cu tristețe și iar bucurii în final când au obținut aceste rezultate. Eu am pasiune pentru canotaj și mă simt specială din punctul acesta de vedere. Mă face unică, chiar dacă poate mai sunt în alte orașe alți canotori, ceea ce consider este că mă simt unică prin felul meu de a fi. Tabita își dorește să facă performanță în sport. Este o adolescentă cu aspirații mărețe, o sportivă talentată, dar și o prietenă generoasă. Așa ar putea fi descrisă în câteva cuvinte. Ce alte calități o mai recomandă pe Tabita? Este și un coleg bun și ea este inima și sufletul grupului nostru. Mă cunosc cu Tabita de 3-4 ani de când am venit la canotaj împreună. Este și colegă de barcă și colegă de antrenament și prietenă. Ne petrecem foarte mult timp la canotaj, avem concursuri, antrenamente, competiții. În primul rând este o elevă sportivă foarte optimistă, nu dezarmează ușor, este foarte exigentă. Mă ajută și pe mine în activitatea noastră aici la bază cu sportivii începători. Iese cu ei pe apă, îi mai îndrumă, îi învață. Vă dați seama, după atâția ani de practicare a canotajului, a căpătat o anumită experiență. Fata ar vrea să trăiască într-o lume mai bună. Uneori e revoltată de ceea ce se vede în jurul său. Deși este o fire puternică, a trebuit să demonstreze că este la fel de bună ca și ceilalți, neromii. A trebuit să învețe să se apere de cei care discriminează. A trebuit să răspundă criticilor acide ale celor din jur. În prezent, activează în diferite organizații de promovare a drepturilor omului. Aceasta sunt eu și nimeni și nimic nu mă poate schimba, scria Tabita într-unul dintre eseurile ei. M-am implicat în proiecte pentru drepturile femeii rome, în proiecte pe antidiscriminare. În momentul de față sunt activistă și am scris bloguri, eseuri pe antidiscriminare. Dar în momentul când am văzut că un politician sau oameni de rând scriu despre romi, când am fost foarte,
foarte tulburată din cauza aceasta. Am scris, am luat o foaie de hârtie și un pic și mi-am scris protestul împotriva lor. Are multe amintiri neplăcute din perioada gimnaziului, când la școală, pe stradă, la locul de joacă, s-a lovit de cuvinte grele. A fost nevoită să supraviețuiască răutăților gratuite și cuvintelor dure aruncate la adresa ei. M-am mutat de la o școală generală la alta și acolo la început totul părea super ok, roz, dar de fapt nu este așa. Colegii care aveam în clasă, toți colegii pe care îi aveam de fapt, erau români și majoritatea dintre ei făceau discriminări între mine și ei. Mă renegau sau de multe ori nu mă acceptau în grupul lor de prieteni, deoarece sunt persoană de etnie romă. Mereu mă discriminau spunând că au alergie la țigani, că n-ar trebui să venim la școală, că noi nu facem parte din societate. Mă deranja de fiecare dată, chestia aceasta și de multe ori veneam la școală și numai din obligație, doar să termin și să scap, dar oricum, chiar dacă m-au discriminat și chestia asta m-a afectat fizic și chiar și psihic, nu m-a făcut să mă bat de la drumul pe care am vrut să-l fac și mi-a dat această dorință ca să lupt în continuare pentru problemele romilor și să fac ceva cu chestia asta în legătură cu discriminarea. Discriminarea există încă. Tabita a simțit-o pe pielea ei. De multe ori și-a pierdut stima de sine și a trebuit să o recapete. A reușit, dar nu i-a fost deloc ușor. Am momente când sunt schimbătoare din cauza oamenilor care de multe ori ajut foarte mult, deși nu trebuie, sau când văd nepăsarea oamenilor față de alții, când văd discriminarea că este mai sus de orice, mă interesează foarte tare chestia aceasta. Îmi place foarte mult să am activități cu oameni, cu rom și nerom. Îmi place foarte mult să mă plimb, să plec în anumite orașe și să cunosc oameni care sunt de persoane de etnie romă și au făcut și ele ceva și nu doar, cum se spune despre noi romii, stereotipuri și prejudecățile românilor față de noi romii. Dorința de a dărui a Tabitei vine și datorită faptului că are o familie unită, de care este mândră și despre care povestește cu emoție. Această dorință pleacă, oricum pleacă din sânul familiei și poate că și suntem apropiați unii de alții, ne ajutăm între noi și putem să ne ridicăm ușor, ușor. Cu mine suntem 6 frați. Toți mergem la școală, avem merite deosebite la învățătură. Mama este eroul nostru, de la ea, o avem ca un model. De la ea învățăm pe zi ce trece lucruri noi și la vârsta aceasta tot ea ne educă. Dezamăgiri, speranțe deșarte, Tabita le-a trăit pe propria piele și a învins totuși temerile pentru că are stofă de învingător. Am învățat de la Tabita să nu judecăm după aparențe, să privim oamenii în adâncul sufletului și să-i cunoaștem cu adevărat. Și rasiștii sunt oameni, le mai trebuie doar puțină educație, nu discriminați. Am revenit, dragi prieteni, doamna Gabriela Ene, am văzut-o pe Tabita. Cum a ajuns Tabita să fie un om cu așa voință, cu așa caracter frumos? Sigur, o să-mi spuneți din educație, dar dumneavoastră ați îndrumat-o către canotaj? Mi se pare așa, într-o familie de... Eu n-am mai auzit până acum romi care să meargă la canotaj. În prima fază eu nu am îndrumat-o neapărat. A avut o prietenă care locuie cu noi în bloc, ea a sugerat să meargă la canotaj și eu aș fi dorit să aibă o altă activitate extrașcolară. Iar apoi când am auzit că s-a dus pe barcă, nu prea mi-a convins vis-a-vis de apă. Dar când am văzut că o medalie, două, trei, în legătura și cu domnul antrenor care a fost și este foarte mulțumită de ea, am zis, du-te. A
avut și momente când a clacat, dar am zis, du-te că asta e șansa ta și ar fi și păcat să piardă. Să piardă, exact. Și mai ales când medalele sunt din aur, romii iubesc aurul, exact, așa ales. Ca un mic stereotip, să zicem. Și le păstrăm acolo la... Dar chiar medalele Tabita sunt din aur sau sunt doar suflate cu aur? Suflate. Placate cu aur, nu? Nu e aur în toată medalia, nu? Da, putem să le punem la manet. Se poate pune la manet? Da, se pot pune. Să-mi nu spui, ți-ai pus medalia la manet până acum? Nu, dar am auzit că se facem o salvă din ea. Păi vedeți cum mă duceți în zona stereotipurilor, doamne, noi încercăm să ieșim din zona stereotipurilor. Dar, dragă, de ce? Din contră, e... Aveți, ai atâtea medalii încât să faci o salvă? Sigur. Câte medalii sunt până acum? Nu știu, dar am peste 30, cred că. Peste 30, Peste 30 de medalii. Da. Toate cu premiul întâi, premiul, ce premii sunt? 1, 2 și 3. 1, 2 și 3. Se dau premii numai la locul 1, 2 și 3. Mai jos de 1, 2, 3 nu există. Nu există. Mențiune doar o diplomă. Nu, nici diploma nu se dă. Am înțeles. Doamna Gabriela Ene, n-aș vrea neapărat să vorbim strict din perspectiva dumneavoastră de asistent social, din perspectiva profesiei pe care o aveți, asistent social la Direcția pentru Protecția Copilului, Asistență Socială și Protecția Copilului. M-ar interesa și cred că și prietenii noștri telespectatori ar fi interesați de cum se desfășoară viața unei familii de romi. Dumneavoastră sunteți, cât sunteți în familie? 8. 8 oameni. Cum trăiesc, doamnă, 8 oameni într-o casă? Să fac o paranteză. Asta, să fac o mică glumă. Odată o respectivă doamnă era în parcul copiii, pentru că vis-a-vis de educație, foarte mult a putut accent pe educație și de socializarea între români și țigani și în parcă. Dar să duceți rom, ziceți țigani? Da. De eu ce? Sunt țigan. Da? Și rom, da, sunt țigan. Tot romanesc, tot. Asta înseamnă în traducere. Bun, nu mai contează. Și să elimin stereotipul ăsta de țigan, îi duceam în par și am dus, mici fiind, acolo unde erau copii de români, unde spunea, vină încoace că te dau la țigani. Și spuneam, adu-l încoace în grupul meu de copii. Da? Ce pot să spun? Suntem o familie... Nu neapărat că model, am căutat să fim un model, să ne dăm exemplu și pentru ceilalți țigani, români, romi, da? Păi să ne hotărâm cum, nu ziceți cum vreți să fiu mai eu sunt, eu spun că, spunând cuvântul de țigan, că sunt mai... Frumoasa termenului exact, de țigan, exact, da. E grea viața cu 6 copii? Nu, din contră. Eu fiu și frumoasă și antrenantă și energică. Spuneam că fac o paranteză, o doamnă odată m-a întrebat și a zis în parc, vai, doamnă, cum vă descurcați cu 6 copii? Cum îi spălați? Cum le dați să mănânce? Cum? Dar ea m-a victimizat într-un fel sau altul și m-am simțit proș. Și am zis, știți cum? Îi pun la zid și iau cu mopul și îi spăl poate țigări. Pentru că am zis, foarte frumos, pentru că o familie cu 6 copii, să îi pui pe toți la masă, să... E o casă vie. Da? E o familie vie. Acum nu pot să spun dacă Dumnezeu unora le-a dat un copil, doi. Sau dacă ei au vrut să limiteze la unul, doi, noi nu ne-am împotrivit pentru că provenim dintr-o familie de pentecostal, creștin pentecostal, care a văzut acolo scris în Biblie că Dumnezeu stă împotriva celor care... împotriva întreruperilor de sarcini, da? Și am spus dacă, cu toate că înainte nu prea eram adepta multor copii, dar după aia Dumnezeu mi-a schimbat așa un pic mentalitatea, un pic mai mult, da? Și am zis dacă mie Dumnezeu mi-a dat viață, ce sunt eu ca să iau și viața altora? Samuel și Tabita, voi cum vă înțelegeți? Și cum vă înțelegeți și cu ceilalți 4 frați? Voi sunteți cei mai mari sau da. Sunteți cei mai mari? Aveți cea mai mare responsabilitate. Cum, e greu? Nu e greu. E minunat să ai în spate și lângă tine, de fapt, nu în spate, să ai persoane atât de minunate cum sunt frații mei, cum sunt părinții mei, cum e toată familia mea. Sunt recunoscător părinților mei pentru toată educația și familiei mele, bineînțeles pentru iubirea pe care ne-au acordat-o. Însă, referitor la frații mei, e absolut minunat. Spunea și mama mai devreme, la noi acasă este un adevărat teatru. E teatru. Exact. Cine e personajul principal?
Teo. Teo, fratele nostru. Stai puțin, câți băieți și câte fete? Doi băieți și patru fete. Patru fete, wow, cum vă înțelegeți voi cu patru fete? Fetele sunt majoritare. Sunt majoritare, deci băieții nu suflă în fața fetelor acolo. Bun, dragi prieteni, vom vorbi despre teatrul din familia Iene după o scurtă pauză. Rămâneți alături de noi pentru că avem lucruri importante și interesante pentru dumneavoastră de arătat, sigur că da. Vreți să știți cum decurge o zi într-o familie de romi cu mulți copii? Invitații de la Un Cei cu Rom spun că e ca într-o piesă de teatru. Rămâneți alături de noi, emisiunea Și eu m-am născut în România continuă. Tabita, ce înseamnă, ce fel de piese de teatru se joacă la voi în familie? Că ziceam mai devreme, Samuel, că este un spectacol de teatru, este un teatru la voi în casă. Dramă, așa. Comedie. Tot ce vrei. Țipete, râsuri. Tu ce interpretezi? Ce rol ai, de dramă sau de comedie? Ce rol îți plac ție? E mai dramatic. Și la și alta, da, mai mult dramatic decât comedie. Eu sunt responsabilă cu cam tot ce se întâmplă în casă, că sunt și cea mai mare fată și trebuie să am grijă și de ceilalți. Și de multe ori așa mă scot din pepen sau toată lumea vrea câte ceva de la mine. Și de aici mai începe. Cât un haos, cât o ceartă, dar consider că nu numai de la mine. Dacă nu m-ar provoca ei, În orice caz, responsabilitatea vine în sarcina ta de fiecare dată. Bănuiesc că tu ești trasă la răspundere de fiecare dată când se întâmplă ceva. Da, mare parte. Da. Mare parte. Doamna Iene, e interesant ce spuneați mai devreme apropo de familiile cu mulți copii, dar o familie în care sunt mulți copii nu înseamnă un impediment pentru femeie în cariera pe care vrea să o aibă? Zic că nu. Eu, din punctul meu de vedere, zic că nu. Pot să spun că cariera poate să meargă paralel și cu viața de familie. Dacă ești așa... Nu vă solicită foarte mult viața de familie în situația asta? Da, dar dacă există și o înțelegere și o ambianță și vis-a-vis de partenerul de viață care te susține, de exemplu, eu m-am angajat când, după 9 ani de căsnicie, când deja cea mai mică avea, cred că, un an și jumătate, da, la Direcția de Asistență Socială. Apoi, la un an, am fost obligată să mă duc la facultate pentru că dacă nu finalizam studiile, riscam să fiu dat afară. Ce facultate ați urmat? Am făcut Institutul Teologic Adventist, unde în cadrul lor avea și secție de asistență social. Și m-am dus la facultate că am zis, vreau să fac ceva, vreau să evoluez, vreau să depășesc condiția, vreau să arăt și altora că se poate și într-adevăr, am avut lângă mine și am un partener de viață care m-a susținut, da? Când a fost situații în care uite, știi, eu întârzi de la facultate, încălzești tu mâncarea și dă-lor sau ne-am împărțit responsabilitățile împreună. Adică există bărbați romi care înțeleg aceste sigur lucruri? Sigur că da, există și dacă vor, nu știu, dar la mine în familie s-a putut. El m-a susținut și nu a dat înapoi, cu toate că la început a fost așa mai împotrivitor și când m-am înscris la școala de șoferi nu prea a fost de acord cu școala de șoferi. Știi, femeie, tu stai la cratiță, zic, bă, băiat, cu mâni cratița, zic, mâni și volanul, da? Mai lua cartea, o dădea la copii, uitați ce are mami, o carte de colorat, deci toate... A făcea glume ca să... Deci, adică nu, în serios, da? La început, deci nu realiza el că eu mă duc la școala de șoferi, aveam 6 copii, da? Adică a fost o perioadă care eu am vrut să le obțin pe toate. Și n-a fost, nu pot să spun că n-a fost deloc ușor, dar am avut pe cineva și am pe cineva care m-a susținut și mă susține și am mers paralel și cu viața de familie și cu cariera. De se poate. Mi se pare interesant că din ce am vorbit înainte de intrarea în emisie, mi-a spus că soțul este din neam de romi ursari, da, iar dumneavoastră din neam de romi căldărari. Știu că sunt situații în care romii nu prea se căsătoresc
alte neamuri, așa, nu prea fac astfel de uniuni, să zicem. Cum a fost la dumneavoastră? S-au împotrivit părinții dumneavoastră, da. ai soțului? La început, ne povestiți puțin? Da. Că... El, din nefericire, tatălui a decedat. Și a venit în București la sora lui, unde avea în jur de 14 ani, și a venit în București singur fiind și, mă rog, susținut de frați, de soră, și l-a crescut într-un fel sau altul. Bine, el a fost și o fire mai aparte decât ceilalți țigani, mai liniștit, pot să spun. Noi îl cunoșteam, am copilărit cu noi în cartier, dar nu s-a pus problema că, vai, o să ne luăm. Dar uite că s-a întâmplat, a fost să fie, ne jucam, mergeam în parc, băi, ziceam, dacă rămâi ultimul în România, și nu te-am. Și uite că a rămas ultimul și l-am luat. Și a fost să fie, adică a venit foarte frumos și atunci s-a transformat așa. Și și ce-au zis părinții dumneavoastră? Mama și cu tata, da, a fost împotrivă, da, pentru că... Mai ales că la Căldărar tradițiile sunt mai puternic înrădăcinate, sau poate e doar o prejudecată? Pot să spun că și da și nu, dar totuși a zis, știi, ai luat ursară, că au altfel de... Dar a fost dragostea care am venit și am trecut peste și a fost bine. Și a fost bine și este bine și aveți copii frumoși. Eu i-am cunoscut pe Tabita și pe Samuel într-un context în care ei erau într-un club de debate, nu? Mai sunteți la clubul respectiv? Mai faceți debate? Mai facem debate, dar clubul acela s-a închis și tot alături de ei mai mergem la competiții. Mai mergem la evenimente. Pentru cei care nu știu ce înseamnă asta, ce înseamnă debate? Ce înseamnă? Ce făceați voi la aceste competiții? Că sunt și competiții pe care unele le-ați câștigat. O să vă rog să ne povestiți un pic. Ce practic ce făceați? Bun, în cadrul acestui proiect, a fost un proiect de fapt, proiectul s-a închis, dar clubul, spiritul clubului încă a rămas și se mai merge la competiții. În cadrul clubului, organizam sesiuni de training pentru argumentarea pro și contra a unor teme, anumite teme. Spre exemplu, un exemplu de temă ar trebui limitate sau nu locurile speciale pentru romi la licee sau la facultăți. Erau subiecte... Subiectele priveau numai pe romi acolo? Nu neapărat, am dezbătut și pe subiecte care nu aveau legătură cu discriminarea sau cu romii sau neapărat. Dar de unde vă luați voi informațiile? Că trebuia să vă informați înainte de un astfel de debate, o dezbatere de genul acesta. De unde? Tatăl internet și... Nu, de multe ori trebuia să te gândești de fapt ce înseamnă fiecare cuvânt. Și în funcție de acestea îți căutai informațiile, căutai știri, căutai, nu știu, teme care s-au dezbătut, de exemplu, la televizor, pe aproximativ ceea ce înseamnă. Deci, practic, voi trebuie să fiți foarte informați în ceea ce privește viața, lumea, actualitatea. Da. Nu sunteți foarte la curent cu ce se întâmplă. Păi, în condițiile astea, ce se întâmplă, Tabita? Pentru că am văzut că și pe Facebook tu ești foarte, foarte activă și ești chiar activistă, feministă. Da. Ai avut în câteva situații niște luări de poziție foarte ferme. Mărturisesc că le-am citit cu mare admirație, deși, așa, iarăși o spun, nu sunt un adept fervent al feminismului. Adică, din punctul meu de vedere, bărbații sunt bărbați, femei sunt femei. Nu există un soi de conflict între bărbați și femei. Nu cred în astfel de conflicte. Ce înseamnă pentru tine acest feminism, acest activism pentru drepturile femeilor? Acest activism pentru mine înseamnă de a fi egal cu celălalt. Și anume, femeia are aceleași drepturi ca și un bărbat. Și nu se întâmplă acest lucru la nivelul societății? Nu. Așa, facem un debate acum, eu sunt partea cealaltă. Bărbatul întotdeauna se crede superior față de femeie. Femeia nu poate să facă ceea ce poate să facă bărbatul. Întotdeauna o să fie cu o treaptă mai jos decât bărbatul. Și de aceea eu asta încerc și arăt oamenilor că sunt fată, sunt persoană de etnie romă și pot să fac ceea ce face și un bărbat rom sau și un bărbat... Ba, tu poți face chiar mai multe, pentru că nu știu mulți bărbați
că sunt rom sau nerom, care să fie campioni la canotaj, de exemplu, un sport unde contează foarte mult munca fizică, e muncă fizică acolo, nu? Da. Mereu m-am bătut cu, de fapt m-am confruntat cu chestia asta că sunt mică de statură și gândul meu că sunt prea mică de statură de multe ori era un obstacol sau mă dobora, dar intram pe barcă și eu trebuia să fiu cea mai bună și chiar dădeam ce mai bun de mine, deși de multe ori poate aveam colegi cu mine în barcă care nu erau atât de bun în sportul acesta, dar consider că am dat cel mai bun și eu și ele și tot timpul veneam de la un concurs cu cel puțin o medalie sau două. Dar legat de activismul acesta al tău și sigur că puteți interveni și tu, Samuel, dacă ești de acord, sigur, fiind în aceeași familie, trebuie să fii de acord, că altfel ai avut, n-ai povestit în materialul pe care l-am văzut noi înregistrat ceva mai devreme, ai povestit că ai avut situații în care te-ai simțit discriminată. Au fost așa de puternice încât să te afecteze așa de tare aceste situații? Poate că și eram mai mică de vârstă, probabil, chestia asta. Poate că și le-am auzit în fiecare zi. Au fost din ce în ce mai adânci. Cum ar putea să... Ce ar putea să facă o fată și poate și un băiat, Samuel, în condițiile în care la școală se întâmplă să fie dat deoparte de către colegi, să nu fie băgat în seamă, pentru simplu fapt că este de o altă etnie? El altfel fiind un om foarte capabil, pentru că voi sunteți niște oameni foarte capabili și niște copii foarte frumoși. Adică eu n-aș vedea pe cineva să aibă un motiv serios să vă dea deoparte. Dimpotrivă, mie mi-ar face mare plăcere să stau alături de voi. Dar cum ar putea să acționeze? Tu, că ești ghean de-al nostru, da, exact. Așa? Ne cunoști. Nu vă cunosc, nu? Adică ați întâlnit situații în care să vrei să vorbești cu cineva și omul să fie foarte... reticent. Din păcate, da. Din păcate. Da. Ne poți povesti, Samuel, o astfel de situație, dacă îți vine în minte? Sau? Bun. Nu știu dacă zic corect avantaj sau dezavantaj, însă culoarea pielii mele este... mai dată cu făină, cum zicea și mama într-o glumă de ei. Apropo de făină, înainte de filmare, mi-a zis Tabita, aveți cămașa albă care vă deschide. Deci, doamne, romii chiar vor să fie deschiși la culoare, ca să fie mai ușor primiți de ceilalți. Sau... Nu neapărat, depinde. Eu mă simt bine în pielea mea, nu trebuie să mă deschid, asta sunt, asta mă cheamă, mă acceptă majoritarii, nu tot Mina, tot Gabriela, tot Calia, că în altă viață îmi spuneau Vasile Ionescu și mulți alții, da, așa îmi spunea înainte Calia. Și Calia ce înseamnă? Un fel de negruță, să zicem, așa. Da, prin anii 92 mergeam cu Amare Romența, așa, făceam parte din asociație și am reprezentat România în Polonia, la un concurs de dans, muzică folclorică romă, da, și cu formația Dan Armeanca. Și atunci eu eram la single, cum să spun așa, mai oficial, melodia Tu Calie. Da. Înțeles, și atunci am luat locul 2, da, unde toți țiganii pulgari, polonezi, îmi spuneau unul cioraptul, laptul man de care, că sunt macărbarul. Vreau să vă răpească, da, să vă fure, că era. Așa, și de atunci Calia. Bine, cred că m-am deschis, cred că reflectoarele de la lume. Exact. Bun, să revenim la Samuel, ca să nu... Te rog, Samuel. Da, spuneam de culoarea pielii. Nu știu dacă e un avantaj sau nu. Cum a fost în cazul tău? Un avantaj. A fost un avantaj, da. Nu? Ai simțit treaba asta, nu? Da, însă din păcate pentru fratele meu, care este mai brunet, a fost un dezavantaj. De multe ori mi s-a întâmplat, nu știu, să intrăm într-un magazin și el și un pic mai slăbuț, na. Adică e rom mai evident, să zicem. Mai evident, da, să zicem. Nu vreau să folosesc cuvinte chimitoare sau nepotrivite. Mai evident, da, exact. Și vă dați seama că ne despărțeam. Tu caută, spre exemplu, nu știu, țicla de suc, mă duc eu să iau o pungă de chipsuri. Da. Și de multe ori s-a întâmplat ca un anumit bodyguard sau, nu știu, cineva care face curat pe acolo sau așa, să se ia de el și să-l dea afară din magazin. Ai venit și, nu știu, să... Mi-e greu să vorbesc, iar îmi pare rău dacă mă bâlbâi. Și să-i transmită cuvinte jignitoare la modul că
ai venit aici să fur sau... Fără să aibă nicio astfel de intenție. Fără să aibă nicio intenție, bineînțeles. Și atunci tu care era reacția ta? Sau interveneai în situații de genul ăsta? Sau... El, vă dați seama că era tulburat și se speria foarte tare. Încercam o oară să-l liniștesc pe el și să aplanez conflictul, să plecăm ca să se liniștească el. Din păcate nu aveam nicio putere pentru că eu sunt singur și alături de am el. Am înțeles, era forța împotriva inocenței și a structurii voastre firave. Tabita, ce ar trebui făcut ca să nu mai apară astfel de situații care lasă urme până la urmă în sufletul acelui copil, nu? Cum s-a întâmplat și în cazul tău, cum s-a întâmplat și în cazul fratelui vostru? Nu știu exact ce să spun în situația asta, dacă o simțim că oricum schimbarea vine de la noi, dar mai mult decât atât, nu știu, ne-ar trebui să dăm prin chestiile astea, prin discriminările astea sau prin trăirile de zi cu zi, ar trebui să le arătăm oamenilor că deși suntem discriminați, tot ar trebui să le arătăm că uite, ok, spune noi că suntem romi, că ciordim, că nu știu, dar noi suntem oameni până la urmă și să trăim așa cum ne place nouă să trăim. Nu știu. Dar voi considerați că această discriminare este un fenomen generalizat? Adică putem spune că societatea românească este o societate care discriminează pe romi? Cum că îi mai discriminează? Sau că doar sunt situații, cazuri disparate care nu pot constitui în niciun caz un argument pentru o generalizare? Care este părerea voastră? Dacă îmi permiteți, da, având în vedere și statisticile din... ultimii ani din câte am cercetat, se acceptă, în ultimii ani au început să se accepte persoanele de etnie romă în mai multe grupuri, spre exemplu. Deci au scăzut situațiile de discriminare, din punctul meu de vedere, da, cel puțin în mediul urban, în București, spre exemplu, dar din câte am înțeles, am început să se accepte aceste persoane de etnie romă, au început să se accepte, deoarece și ele au renunțat la portul tradițional sau la obiceiurile tradiționale. Am înțeles, deci asta deci ar fi... a fost o schimbare venită din ambele părți, să zicem, de la romi. A început această schimbare din partea romilor. Este un argument chiar, adică dacă nu se îmbracă romii în acest port, femeile în portul tradițional și sunt așa moderne, cum sunteți dumneavoastră îmbrăcați, sunt acceptați mai ușor de societate? Ele consideră că da, sunt acceptate mai ușor, da, eu n-aș vedea lucrul ăsta așa. Cum vedeți dumneavoastră, doamna? Eu, din punctul meu de vedere, mai tradițional, așa mă identific, trebuie să mă accept așa cum sunt, da? Pentru că sunt și maghiari, sunt și alte naționalități care au obiceiurile, au tradițiile lor și îi acceptăm și pe ei și noi, la fel ca și pe ei, trebuie să... Așa ar trebui să fie. Dumneavoastră sunteți dintre persoanele care și-au acceptat condiția, dar nu că și-au acceptat în sensul că v-ați blazat, ci că ați luptat și chiar aveți exact. Există o stimă de sine evidentă și demnă de admirat. În situația asta, ce avem aceste situații de discriminare, cum putem vorbi despre femeia romă care, pe de o parte, e discriminată ca fiind de etnie romă și, pe de altă parte, apar și situațiile în care bărbatul nu o lasă să meargă mai departe, ci ea trebuie să stea la cratiță, să aibă grijă de copii? Aici se poate generaliza? Pot să spun că da. Încă se mai ține de astfel de... Eu pot să spun că din lipsă de educație, lipsă de cultură, nu știu... Încă se mai ține. Mai ține cont de astfel de... E mai grea viața femeii rome decât a femeii românce în general? E mai grea că... Nu mai pot să spun că grea. Acum nu aș vrea să vorbesc că e grea sau ușoară, dar la noi încă mai ținem de acele obiceiuri care femeia trebuie să fie supusă bărbatului. Da, ea are mai mare responsabilitate având în vedere educația copiilor, dar ce pot să spun? Da, e un pic din punctul unora de vedere, pot să spun. Încă mai ținem de astfel de obiceiuri și
Eu sper că mentalitatea se va mai schimba. Pe viitor, copiii noștri vor schimba. Noi încă mai ținem. Până una alta trebuie să luăm noi o mică pauză, dragi prieteni, și revenim, vedem cum se mai întâmplă lucrurile cu mentalitățile romilor. La Un ceai cu rom trasăm concluziile alături de invitații noștri. Urmăriți cea mai mișto emisiune cu și despre romi. Și eu m-am născut în România, la Național TV. Cât de importantă este credința? Pentru că mi-a zis mai devreme că dumneavoastră sunteți penticostal și inclusiv copiii. Voi mergeți la biserică, nu? Cât de importantă este credința în viața unei familii? Cât de importantă este credința în viața romilor, dacă este? Și dacă poate schimba cumva lucrurile în bine? Nu știu, vă întreb, care este experiența dumneavoastră? Viața de credință într-o familie și într-o viață personală a unui om este foarte importantă, nu neapărat să fie de român sau de rom. În familie de rom și în comunitățile de rom foarte mult a lucrat, da, și a ajutat de a-i schimba pe oameni ca și mentalitate, ca și educație. Eu am pus așa o etichetă că Dumnezeu este codul bunei maniere, este educație. Da? Și am văzut că a prins bine sau a dat bine sau a ajutat foarte mult la educația familiilor de romi. Pentru că foarte mulți erau violenți, alcoolici, familii destrămate. Eu pot să spun că merg într-o comunitate de romi lăutari, da? Unde și sora Gabi Luncă merge, da? Împreună cu familia Onoriu. Și soțul meu, unde merge într-o biserică de la Bărbulești, ursar de la Bărbulești, care și acolo, unde erau foarte mulți criminali și oameni rău famați, Dumnezeu le-a schimbat mentalitatea și le-a ajutat foarte mult în a-i echilibra ca și viață, în a-i uni, în a-i ajuta să depășească, nu neapărat și condiția, că ei acolo sunt o comunitate, români nu sunt, dar i-a ajutat de a se schimba față de ceilalți. Și ușor, ușor, ei au fost un model pentru ceilalți și uite așa unii pe alții s-au adus și i-a ajutat afirmativ, pozitiv. Se schimbă, s-a schimbat. Sigur în bine. Sigur că da. S-au schimbat, n-au mai băut, n-au mai fumat, n-au mai înjurat. Bănuțul care trebuia să-l ducă la băutură l-au dus acasă în familie. Adică a ajutat foarte mult și ajută foarte mult în continuare viața cu Dumnezeu. Se împacă activismul feminist cu credința ta, Bida? Eu mă leg de tine că te știu că ai niște lor de poziție pe Facebook și chiar ai fost cooptată, ai fost invitată de niște asociații ale femeilor, de asociația Eromnia, de exemplu, între ele acolo. Și vreau să te întreb dacă au legătură una cu alta sau dacă sunt într-o dihotomie credința cu activismul. Consider că poți să le ai pe amândouă, să le faci pe amândouă. Le practici pe amândouă. Sunteți familie de romi tradițional, pot să spun așa? Da, dintr-o familie de romi tradițional, unde bunica a fost ultima care a purtat portul în totalitate la propriu tradițional, a fost... Bun, înseamnă că păstrați anumite obiceiuri. Când se vor căsători fetele dumneavoastră sau cum veți face căsătoria asta? Veți face căsătorii aranjate sau cum se va întâmpla la dumneavoastră în familie? De mici. Căsătoria aranjată, eu zic, de în familia noastră nu s-a mai practicat. Am zis că Dumnezeu dacă a lăsat dragoste și dragostea să fie între doi căsătoriți, da? Ce drept, de multe ori noi părinții nu vrem să, ca copii, ca cacofonic vorbind, da? Copiii să-și ia tot de aceeași etnie, dar nu mai ținem neapărat, da? Și românii, Dumnezeu a creat omul, nu românul. Nu, Tabita, român. Samuel, ce vor fi? Soțul tău va fi român? Soția ta va nu fi româncă? Nu că nu prevestim, ce da? Nu, exact. Nu. Okay. Femeie să fie. O să spun după filmare. O să spun după filmare, nu? Hai spune-ne acum. Un tur ceva așa, origine de asta. Bun, din păcate, ce să zic, timpul trece foarte repede și am vrut doar să
Așa, am avut un entuziasm la începutul emisiunii, în sensul în care doream să discutăm foarte multe. N-am reușit să discutăm foarte, foarte multe. Știu că la un moment dat dumneavoastră puneați tot ce găteați, puneați pe Facebook și v-ați lecuit de acest lucru. Da, din nefericire, da. Dar poate că vom avea o altă ocazie să discutăm ceva mai aplicat pe viața, aspecte legate de viața noastră, aspecte legate de viața romilor din România. Până una alta, vă mulțumesc pentru scurtul timp pe care l-ați petrecut aici alături de noi în studio. Și noi mulțumim de invitație. Dragi prieteni, rămâneți alături de noi, emisiunea continuă. Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul ediției de astăzi. Stai, nu te grăbi, că vreau să te întreb ceva. Ia, întreabă-mă. M-am uitat, foarte drăguță rochia ta. Mulțumesc. Însă mi se pare interesantă combinația dintre modern și tradițional. Păi tocmai asta e ideea. De unde? Este creația mea, Sorin Sandu. Nu-mi spune. Uite că-ți spun. Tu? Eu, da. Și o să mai fac. Eu m-am apucat, deci da. Deci tu vei crea o colecție de costume. Da, o să încerc să fac o colecție de haine gypsy, combinat modern cu tradițional și o să-ți fac și ție un papion. Asta pentru că ești colegul. Ei, nu spune, faci și pentru băieți? Da, bineînțeles. Nu faci numai pentru femei, doar rochii și așa? Doar pentru fete, dar ție îți fac ceva special. Dragi prieteni, deja mă simt mult mai bine decât m-am simțit până acum. Chiar eram bine și până acum, dar tot în așteptarea acelui papion. Cum va arăta papionul meu gypsy? Nu știu, mă mai gândesc, Sorin, dar eu cred că te simți atât de bine, nu numai datorită papionului pe care l-aștepți de la mine, ci și datorită faptului că noi am început un șir de spectacole și o caravană culturală cu spectacolul Prințul cel Obraznic și, și Bătrânul Înțelept, regia ta. Mulțumesc, Zita, că m-ai amintit acest lucru. Într-adevăr, suntem la jumătatea unei caravane culturale inițiată de Centrul Național de Cultură a Romilor Roman Ocher și iată pusă în aplicare prin prisma teatrului de compania de teatru Amfiteatrum cu acest spectacol Prințul cel Obraznic și Bătrânul Înțelept. Vom juca, am jucat și jucăm în comunități din țară, copiii sunt foarte bucuroși. Și venim și la dumneavoastră, nu știu unde sunteți, unde vă aflați, ne scrieți și noi venim cu caravana acolo. Ce ziceți? Dar până atunci intrați pe pagina de Facebook neapărat, da? Auzi? Ținem legătura acolo. Și da, bun, intri pe pagina de Facebook și hai, intri și pe pagina de Facebook. Și dai mesaje și dai like-uri și te minunezi și mai vii și cu critici. Asta mi-a plăcut că te minunezi. Auzi, dar ce te faci dacă cineva intră pe Facebook și zice: Zita, vreau și eu o rochie din aia cum ai tu. Ei, vreau multe like-uri pentru început și până mai vorbim și de rochii. Bun, dragi prieteni,
Ne revedem și ne vedem, ne revedem, da, am zis bine. Săptămâna viitoare, te dedicați amen, saste veste, mire pral, mire penea. Până atunci, toate cele bune, te avem Bahtale Romale. La revedere!